Bună dimineața! Ei, am fost drăguț, bună dimineața, că ne spui Bun. și defectele. Știi Normal. Uh, păi, greutatea. <laughs> uh. Acum defect. primesc spor. Hai, încearcă și primezi da. spor. Ia. Uh, dar aș vrea înainte de toate să încep cu uh, niște recomandări de laptopuri pe care le putem găsi între 1500 și 3000 de lei. Din păcate nu te aduce nimeni la test, ci se găsesc doar de cumpărat. Uh, și toată lumea vrea să arate, uite ce știm să facem ce mai bine, dar am pregătit o, lustă, o listă destul de scurtă cu trei laptopuri pe care le recomand și care sunt foarte ok, mai ales pentru învățat, pentru copii. Sunt și foarte rezistente și au o au, au autonomie bună au, na, pentru baterie. Unul dintre ele se numește Asus X. 515. Avem și linkuri pentru o parte din ele sau denumirea. Este un laptop tradițional, subțire, cu multe porturi USB ca să poți conecta ușor la el orice stick de memorie, căști audio dacă este nevoie, trackpad foarte mare, nu e neapărat nevoie să folosești un mouse și ecran de 15,6 inch. Foarte important, uitați-vă ca procesorul Intel sau AMD să fie de generații mai noi. Generația 11 sau a 12 este ceva mai nouă, dar generația 11 vine cu suficient de multă performanță, un pic de compromis la consumul de energie dar este un laptop uh, foarte puternic. De la Lenovo avem V15, generația a doua, tot de 15 Aici, aici avem uh, variante mai multe și cu procesoare Intel și cu procesoare AMD. Uh, de data aceasta, diferența dintre cele două procesoare de la cei doi producători uh, este foarte mică și este la fel un laptop foarte rezistent, uh, făcut din materiale bune, este din, din plastic, dar este uh, rezistent cu tastatură mare, inclusiv cu tastatură Uh, cu cifre aici. Nu vin cu Windows din păcate la acești bani, dar deja nu cred că mai e o problemă cu uh, licențele de Windows. Windows-ul poate fi descărcat gratuit și poate fi activat pentru câteva sute de lei. Iar de la HP avem seria 250, la fel 15,65, un ecran suficient de bun, foarte rezistent, a foarte bună, cam greu să. A, și plus HDMI, deci dacă vrei să te uiți la un serial pe platformă de streaming, poți conecta foarte ușor televizorul direct aici. Avem și USB-C ca să conectezi telefoanele pentru descărcare rapidă de fotografii și pentru încărcare aici, deci mai puține cabluri de cărat. Acestea sunt undeva în între, cred că 2500 de lei varianta cea mai scumpă. Am găsit și un laptop de gaming pe la vreo 3000 de lei, dar dacă ar fi să iau copilului meu sau părinților un laptop, la astea trei m opri aici. Și înainte să ies din platou vreau să vă arăt rapid patru laptopuri. Nu este o evoluție a lor, Andreea, așa cum ai zis. Cele trei de aici sunt printre cele, de fapt, cred că sunt sigur, trei dintre cele mai puternice laptopuri din lume pe care le poți cumpăra acum și sunt atât de mari pentru că au motive să fie atât de mari, componentele sunt de top. Mai am un laptop care pleacă de pe la vreo 3500 de lei, acesta este Acer Aspire Vero, este generația mai nouă, am mai arătat-o în trecut și ce este foarte interesant e că este un laptop făcut cu 30% de din materiale reciclate, post consumer recycle. Adică CD-uri, sticle de plastic, dopuri, um, inclusiv trackpad-ul de aici este făcut din sticlă uh, găsită pe în ocean. Deci este plastic luat din ocean, și curățat și făcut așa. Uh, de asta și tastele R arată așa de la recycled. Uh, inclusiv tastele sunt uh, și ele făcute din uh, uh, din plastic reciclat, iar uh, foarte important, nu s-a folosit vopsea. Deci culoarea obținută uh, pentru carcasa este Așa, așa a vrut Dumnezeu. Uh, și arată foarte interesant. Mi-aduce minte așa de cartonul acela pentru ouă și este un material mai uh, mai abraziv un pic, însă uh, prețul de punere cum spuneam, este undeva la 3.500 de lei și poate să ajungă uh, spre 5.000 de lei în funcție de configurație. Este foarte ușor și foarte important. Un lucru pe care aș vrea să-l văd de la tot mai mulți producători uh, da, autonomia nu este foarte bună, se și încălzește dacă îl folosești un pic mai tare, abia l a deschis și s-a încălzit un pic, dar faptul că nu trebuie o șurubelniță specială ca să-l desfaci este un lucru bun și poți să-i schimbi foarte ușor bateria și dacă vrei să-i faci o actualizare de ceva componentă, poți face foarte ușor, nu trebuie să te duci neapărat într-un serviciu să faci asta. Bun, MacBook Pro de 16 inch este varianta cu M2 Pro sau M2 Max, doar ce a ajuns și la noi în România, Uh, da. Ai suspinat? da. <laughs> Ai suspinat sau mi s-a apărut? Am suspinat un pic Am pentru înțeles. că. Um, cei de la Apple uh, au trecut pe procesoarele lor uh, Apple Silicon și le cam schimbă de la un an la altul și le tot fac performante de la un an la altul fără să fie neapărat nevoie. Și asta lucru, ăsta e un pic cam. Dacă doar ce-ți-ai cumpărat un laptop de genul acesta, Și apare altul peste 12 mai puternic când eh, Dar uh, o să mai dau detalii despre el și la ora 10 și despre monștrii ăștia doi de aici care cântăresc împreună. Ah, uh, cât niște repetări la sală. Hai că presim că obosești. Nu, că masa e ruptă deja. Ok. Ne vedem la 10.